Una peste alta au cam trăit părinții mei jumătate în comunism și jumătate în democrație și observ că tot de realizările comunismului îmi vorbesc. Pe așa care îmi dau realizările seama de-acum? În ce hal au adus țara nene. Care sunt realizările de acum? Păi, cum s-a distrus ce s-a făcut? S-a făcut un pod în București, două poduri în București. Care? Basarab și Ciurel. Da, care așa. Este super ok. În, sunt super ok. În 15 ani de zile. Da. Așa. În 33 de ani. Știi cât a durat să facă Ion Dincă podul peste Argei la Nații Copăceni? O lună. O lună. Patru benzi. Nu sunt tot. E și acum. Altul nu s-a putut. Da, așa. Au renovat Stadionul Național. Da. Și au luat un sistem de acoperiș de nu se poate închide, deschide dacă e sub peste 10 grade. Așa, n-au luat toată tehnologia să usucă iarba din 6 în 6 luni. Au făcut o linie de metro cu italienii și au dărâmat jumătate de cartier. Da. Sunt realizări. Sunt. S-au făcut și autostrăzi. Corect. Da. Să faci câteva sute de kilometri. Câteva sute de kilometri în 33 de ani. Când ăla în 25 de ani a scos România din evul mediu. Are dreptate de serie. Nu fac apologia nimănui. Da. Dar astea sunt realitățile. Cine nu vrea... Au fost și niște minusuri cu chestia asta. Băi, nu pot, tu acasă, dacă te-a pus să realizezi ceva, nu strângi cureaua în altă parte? Ba da. Zic și pe partea de cultură, adică o țară care a avut atât de multe invenții și contribuții istorice, elitele au fost oarecum reduse. Când? În perioada aceea. Nu sunt de acord cu tine, nu te supăra. Nu sunt de acord cu tine. A fost perioada... Hai să ne delimităm în timp și spațiu. Într-adevăr, au fost distruse elitele când aveam comisari sovietici, când au venit. N-are legătură cu perioada despre care vorbesc eu. Eu în 61 de-abia m-am născut, când nu mai erau trupe ruse, să făcuse deja o epurare, plecaseră comisarii sovietici. Într-adevăr, aia a fost, dar nu au făcut-o singur. Noi, românii, ne-am distrus unul pe alții, ca și după 90. Singuri, singurei. Da? Și toți oamenii de bine, în ghilimele, au fost români. Că au învățat de la ăia, e adevărat, da. Au avut în sânge, să spun așa. Nu toată lumea, nu bag pe toată lumea în aceeași oală. Da, ca și după 90. Da. Tot ce a fost elită înainte a fost distrusă. A fost marginalizată. Uite de acum. Sunt oameni, acum nu mai avem elite. Ba, dar da. Sunt ascunse. Da. Numai din bun simț îi lasă pe cei care sunt bocali. Ca colegul meu de platou. Și afară. Când dă din gură mai tare... Da, da, să vorbească, nu, aici e nenorocirea. Că dacă vrea să spună niște lucruri corecte, cazul Marga și astea, te atacă în două secunde și te distrug. Nu l-am cunoscut în viața mea pe Marga. L-am urmărit. Eu l-am urmărit. E un om intelectual. Este un intelectual de marță. Dar nu contează, n-are importanță. Putea să fie oricare dintre noi. În momentul absolut. În care suntem într-o democrație. Ai dreptul la opinia ta. Avem dreptul la opinie, să o spunem. Că ne ascultă nu, unul sau stai, că ne ascultă 10 milioane. De ce? Astea, ba, trei nu. Doamne, n-au dreptul la opinii cu sprâncene. Băi, lăsăm gluma deoparte. Mare dreptate. Și nu înțeleg nu, de ce trebuie... De ce, uita, sigur, dar de ce trebuie să-ți iei mui, să te jure, să sară în cap, să te bălăcărească? Băi, eu sunt mai tâmpit, așa văd lucrurile. Nu le văd ca tine. Dar fiecare le vede cum vrea. Și este o părere, nu vreau să te convinc pe tine, Daniel. Absolut. Corect. Că a fost lapte și miere în România. Dar îmi trag singur concluziile, dar nu, nu? Dar dacă ai un argument, discută cu mine. Da. Nu mă jigniști sau mă fă varză, nu? Ce să discut cu tine? Nu mă, mamă, să nu mai înțeleg. Nu, dar problema cea mai gravă din tot cazul ăsta cu Marga este că el a ieșit pe persoană fizică și a declarat niște lucruri și Ministerul de Externe s-a simțit jenat și a ieșit și a dat un comunicat de presă despre un om care e pe persoană fizică. Adică nu reprezintă nicio instituție. Sigur, n-a spus în numele lui Iohannis, în numele guvernului. Nu? E și așa părerea ca un profesor universitar, bă, așa văd eu lucrurile. Dar de ce nu ies și dau comunicate când ești tu la televizor și zici lucruri? Aia n-au atâta cerneală. M-au atacat. Că n-ai văzut că toți care s-au luat de mine,
inclusiv de la, de la Piratul la Băsescu, au zis că ce caut eu la televizor că nu fac parte de niciun partid. Foarte bine. Ce mai foarte bine. Dar e opinia ta. De cetățean. Asta l-am și explicat. Simplu cetățean. Nici nu ajung bunii ca voi la televizor. Cu mașina. Cu mașina, Iulia. Mă atacați în direct? Și ce aruncă în nu vrei să bei puțin? Asta de ce? Da, e, bravo, Daniel, să știi că sunt mai, acum vorbesc serios după mișto. Ești foarte tânăr comparativ cu fosilele de la masă. Alo? Păi nu e adevărat. Doamna Ana nu este fosilă. Domnul Glonț nu este fosilă. E terminat oricum ăsta. Doamna Lucu nu este fosilă. Știi că este o surpriză plăcută, e prima discuție mai serioasă pe care o avem amândoi de când ne știm. Și am cunoscut, să știi, mulți din generația ta. Unde ai cunoscut? Care, la coada la pâine. La, care au aceeași viziune, care au aceeași viziune, care mi se pare corectă. Din păcate, ăștia ca noi, noi nu suntem vocali. Nu. E mult prea tânăr pentru tine, Nicule. Nu-ți bine. Ați omorât să mă. Tu l-ai. Bine, ăsta e un dobitoc. Dă-l dreacă. Nu ne-a omorât. De ce mai tare? Înțelegi? Și chiar, uite că tânăra generație e pe un drum bun, zic eu. Abordați. Abordați niște, niște care, subiecte. Care tânără generație? Care gândește din punct de vedere? Păi tu, ai, tu ai o pregătire peste medie. Și ești corporatist. Tu trebuia să fii împotriva noastră de la început. De ce? Pentru că ei sunt clar împotriva noastră. Bă, dacă tasul a fost nu contează. Dar nu, dar ele nu plătit... mi-a insuflat absolut nimic. Nu, adică glumez, nu, n-a avut nimic. Nu, 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 pe bune acum a lăsat. Dar nori, nori. Băi, stai așa că și părinții noștri au fost niște oameni deosebiți. Și uite-te la noi. Mai ales la el. Asta e. Nu? Amo. De asta spun, nu mi-a insuflat absolut nimic. Eu l-am întrebat despre perioada aia. Este foarte frumos. Deși eu am fost întrebat de foarte mulți corporatiști, da, de vârstă cu mine, și chiar mai puștani, despre foarte multe lucruri din vremea respectivă. Le-au zis să răpa acasă, da, la balor, nu știu. Și am făcut, am făcut seminarii întregi. Până la spus, bă, lăsați-mă dracu, pace, am venit să beau o șpiz, nu să dau ultim semnatul. Ce, de ce râdem? Ce s-a întâmplat? Din ce și-aduc aminte. Ăsta e nivelul, Daniel. Ce s-a întâmplat? De ce râdem? Nu crezi, spune corect, eu sunt fără... Fără discuție, eu sunt de acord cu ce a spus el și sunt de acord cu ce a spus și tu. Fiecare, într-o țară liberă, vreau să vă explic că în, în Hyde Park erai, te duceai... Da, mă, Hyde Park, că noi acum suntem bărbiți. Și o jurai pe regină, o făceai pe aia, o compusă ea, muzică care a fost loc și toate alea. Asta e o țară, nu că n-ai voie să mai vorbești. Asta a fost la un moment dat. Acum nu ai ori despre ce vorbești, orice te începe și eu că... Să fiu comparat ca copilul lui Goebbels, adică niște... Da, domne, da. Da, Dinescu pe față. Nu, nu la jurnal, că pe cum să vină, cum ar veni copilul lui Goebbels să spună că a fost bine de Ceaușescu. Și eu sunt Goebbels, eu sunt ăla. Mie putea să spune, băi, lepro, băi, ești prietenă cu... Sprâncenatul să zice. Sprâncenatul și cu mărgelata. Adică niște aberați, ce legătură am eu? Eu mi-am spus o părere... Bă, dar nici eu, nici tu. Stai două secunde să termin, am afară de și zic că de ce vorbesc eu. Și am explicat, eu vorbesc pentru că eu vorbesc ce am văzut eu, că am fost în exact mijlocul evenimentului și l-am văzut eu. Ce-am trăit. Nu mi-a povestit ăla, n-am niciun... I-am primul că i-am spus la restaurant. Eu nu am niciun fel de interes. Nu fac parte de niciun partid. Nu am luat un ban cu statul. Nu am făcut nimic, mă doare în pură de stat, de parte, de toate astea. Deci eu vorbesc ce am văzut eu, ca simplu cetățean. Mă mâncați așa, vreau, trebuie simplu.